moment în studioul Kiss FM la Winter Kiss. Kiss in the Mix se află Sasu și Anesa. Hello, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Sasu, nu știu câta oară în studioul Kiss FM și Anesa pentru prima oară. Bună, bună! Îmi pare bine să fiu aici. Mulțumesc. Bine ai venit pentru prima oară la Kiss FM. Sasu, numără pe degete, fiind. Nici nu mai știu. 4. 4. Și ceva. Cum sunteți? Cum merge treaba? Pe lângă piese, bineînțeles, ce ați mai făcut în ultima vreme? Cum a început anul? Hai să ne spuneți pe rând și, desigur, Anesa, să te prezinți pentru cei care nu te știu încă. Bună, eu sunt Anesa și tocmai ce am scos o piesă cu domnul Sasu aici, de față, piesa Anesa... Ajutor. Ajutor, da, adică Anesa e un fel de Vanessa fără V, exact. Nu? Exact. Bine, numele meu e Ana și m-am gândit ceva să înceapă cu A și am zis, ok, Anesa, și așa a rămas de vreo 2-3 ani. E bine, treabă. E bine. Tu ai mai scos piese, te știi oamenii de undeva, ar fi trebuit să te știe de undeva, ar fi trebuit să te audă pe undeva oamenii. Cumva asta ar fi lansarea oficială a Anesei, proiectului Anesa, bine. Dar mai am o piesă cu Vank, cu Uncle Funkle, mai am câteva. Bun. Dar cu clip, asta ar fi prima. Uncle Funkle, piesa nouă, asta ultima? Nu, Darkness to Dawn este, se numește piesa noastră. O știu, stai mai că asta e ultima cu Ioana Ignat, într-adevăr, da. Foarte bună și piesa aia. Bun, deci o grămadă de chestii făcute înainte de a vă întâlni în acest proiect muzical și întrebarea jurnalistică, nu? Cum ați ajuns la această combinație? Cum v-ați cunoscut? Cum s-a înfăptuit acest featuring Sasu și Anesa? Complicat și simplu în același timp. Oba, asta păi nu, că începusem proiectul ăsta de mult, undeva de prin primăvară, mai 2023, și proiectul ăsta a trecut prin multe voci, că ceva parcă nu era ce mi-aș fi dorit și nu transmitea mesajul pe care mi-l doream. Și până la un moment dat, hai să spunem așa, un prieten comun ne-a făcut lipeala și am auzit 10 secunde, asta am spus-o pe story și o repet, 10 secunde din piesă, când am ascultat 10 secunde din piesă și am auzit vocea Anesei, am zis, asta e vocea Golden Buzz, bang, direct. Simpatic el. Foarte mișto prezentarea. Dacă el nu știe să-și facă reclamă, cine, exact, cine da, să-i facă reclamă lui Sasu, zi tu? Cu Golden Buzz, cu tot, adică a venit pregătit frumos. Sasu are tot timpul cuvintele la el, n-ai... Bine, acum știi, mi-ar fi venit că mă gândeam că voi ați amenajat atât de frumos, păcat că cei care ne ascultă nu poate să vadă cât de frumos este studioul vostru, ați făcut așa de romantic. Stai că punem video, îl punem mai târziu. Dar știi că sunt multe inimioare de astea roșii, micuțe, așa din hârtie creponată, știi, Golden Buzz. Da, Golden Buzz cu inimioare, da. sunt un fel de confeti în formă de inimioare și avem și niște melci. Avem niște scoici, melci. Plasă de pescuit în spatele tău, adică nu știu ce. Da, nu știu exact ce, cum s-a ajuns la asta. Zine, Sasu, cum s-a început anul? Cum a început anul? Foarte bine. Anul a început la fel cum s-a terminat celălalt, adică cu multă muzică și cu multă muncă. Cam toată ziua doar în studio, altceva nu mai fac de ceva timp încoace și, mă rog, cei mai apropiați știu lucrul ăsta. Non-stop, multă muzică ca să ne îndeplinim visul măreț. Și cam asta fac. Visul măreț fiind Tomorrowland. Știm cu toții deja. Deci, Tomorrowland. Îți dai seama dacă a ajuns să scoată piese care se numesc Ajutor! Vreau pe scenă la Tomorrowland! Nu, uite ce am descoperit căutând piesa asta pe net. Are și varianta în engleză. Da. Zi-ne un pic, care e treaba, sau povestiți-ne, cum ați ajuns și la varianta în engleză și varianta melodic techno. Care e treaba? Avem atâtea variante. Câte la variante piesa ați lansat? Stai așa că avem multe întrebări. Care au prins afară, când înțeleg că deja a rupt afară? Sunt 6 variante, 3 cu 3, adică 3 în română, 3 în engleză. Wow. Ok. Fiecare dintre ele sunt așa, variantă radio, variantă melodic techno și variantă lo-fi, ce va fi lansată weekendul acesta. Ah, cu tot cu videoclip. Fiecare variantă are videoclipul ei. Mamă. Bun, ok, melodic techno înțelegem, dar aia lo-fi ce e? Lo-fi e un fel de chill-out, gen. Foarte slow, așa, foarte lentă și într-un... Ai văzut filmul ăla de-mi place mie să-i spun pe nume diferit de genul 50 Shit? Ok, bun. Despre asta e vorba. Deci, cum ar veni 14 februarie, așa? Lo-fi, un fel de opus al lui high. Exact. High fidelity, nu? Da. Ok, deci low fidelity. Muzică de 14 februarie, ca să adică pe... foarte slow, înțelegi? Și, într-adevăr, una dintre ele, melodic techno în engleză, care a fost lansat pe un alt canal foarte important, anume Nick Cooper, un canal foarte mare la nivel global de muzică electronică. Da, deja a început să prindă destul de bine pe afară, iar în Anglia deja este într-un heavy rotation la Dance FM UK. Wow, excelent! Bine. Și varianta asta, chill out, așa, se întâmplă să vină acum în weekend, nu?
acum se vine să vină în weekend și aș vrea să specific ceva foarte important, fiindcă mie îmi place să o promovez pe Anesa și am să o promovez până nu mai pot. Fii atent, varianta în engleză a fost scrisă din punct de vedere text 100% de Anesa. Băi, aplauze! 2-1! Bravo, bravo! Și varianta română de Loredana Căpășdan. Loredana Căpășdan, da. Care este o foarte bună compozitoare, o știm de mulți ani. Da! Mamă, stau să mă gândesc. Am fost acum mulți ani cu ea la un concert Rihanna în Londra. Acolo am cunoscut-o pe Loredana împreună cu alți oameni și a fost o experiență tare faină și după aia am aflat ce face ea, de fapt, care-i treaba. Hai să ascultăm piesa, că vorbim de 5 minute deja despre piesa asta, în 1000 de variante. O să ascultăm varianta originală, varianta, în limba română. În limba română, varianta originală, aia care are și videoclip, un videoclip care merge foarte bine, e lansat acum câteva zile, nu? Și vrem de la ascultători să ne spună cum li se pare piesa. 0722 20 60 20, mesaje vocale sau scrise, în care să ne spuneți cum vi se pare piesa, dacă ați vrea să o mai auziți, n-ați vrea să mai, vă enervează, nu știu, ce vreți voi. De bine, de rău, noi acceptăm, cel puțin eu cu Ovidiu, acceptăm toate mesajele. Și acum... la fel, dar spuneți acolo, bă, mă enervează de tare că aș vrea să o ascult în fiecare zi la Kiss FM. Hai cu piesa, cu boxele la maxim, în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix, Sasu și Anesa, ajutor, vreau la Tomorrowland. Asta e piesa în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix, Sasu și Anesa, ajutor se numește, multe mesaje, numai și numai de bine pe WhatsApp-ul Kiss FM. Cineva ne filmează piesa timp ce o ascultă pe site, pe kissfm.ro, uite așa. Bun. Adică e de bine și ne spune, vreau piesa în playlist, succes artiștilor! Hai, mulțumim, mulțumim frumos, mulțumim! Mulțumim. Uite, altcineva ne spune, da, e foarte frumoasă, o vrem în playlist, Pupsic se numește persoana. Mulțumim, sincer, e moale piesa. Elena zice din Brașov. Da, am spus că punem orice. Toate. Dar poți să le dai pe alea negative în mod special. Dar nu am negative. Asta a fost cel mai negativ, în ghilimele negativ. Da. Așa și căutați, dacă vi s-a părut că varianta asta e moale, căutați varianta melodic techno. Bine, tot în genul ăsta e, dar e un pic mai... E mai bumții-bumții. E bumții-bumții toată ziua. Este foarte tare piesa, o voce superbă, felicitări, Ionuț din București. Mulțumesc. Ia, Ovidiu, ridică-mă pe mine un pic, am aici varianta melodic techno. Izabela spune așa, mamă, ce bine ar suna pe Alezi în mijlocul verii. Mai știi cum, surprizele niciodată da. Nu dar încă nu știi să ne spui nimic despre Alezi, nici nu? Nici nu vorbim despre asta. Am înțeles, nu. Cu altă ocazie. E strict confidențial momentan. Da. Asta e varianta melodic techno. Dacă ochii tăi, ochii tăi privesc fix în suflet. Cum se numește varianta în engleză? More than enough. More than enough. Uite, altcineva ne spune, hello, e o piesă foarte tare, Loredana Prodan semnează mesajul. Eu o vreau în playlist, ne spune Andrei din Chișinău. Uite, mulțumim, Andrei, mulțumim, Loredana, mulțumim tuturor. Stai că am pus varianta în engleză. De la domnul Nick Cooper acolo, pe canal. Nick Cooper pe canal. Uite, Elena care zicea, e moale piesa, mult mai bine îi pune vocea în evidență, remixul, vezi? Am convins-o și pe Elena. Avem pe toate gusturile. Deci numai mesaje pozitive, câte vreme piesa, varianta în engleză, deja prinde afară, nu? Îți dai seama. Ia, stai să auzim refrenul. Refrenul e de departe. Varianta melodic techno e o chestie foarte interesantă, așa am gândit-o eu. Are un singur refren și ăla e la final. Ok. Înțelegi? Hai să derulăm atât. E foarte interesant, da. Am trecut oare de el? Da, hai de tot. Este fix pe cădere și refren pe cădere. Acum începe refrenul. Ia, să auzim. Ați mai auzit voi emisiuni cu piese derulate? Nu. Hello, bună seara, Kiss FM, piesa asta e foarte tare, Cătălina din Chișinău. Foarte bună varianta asta. Dar să vine și beat-ul. Și acum începe nebunia. L-am tot! Bine, Sasu e fiert pe melodic techno, este genul lui preferat, nu? Exact.
Foarte bine sună, bravo, bravo. Ziceți-ne un pic cum videoclipul, că tot am văzut la voi pe story-uri acum câteva săptămâni când ați filmat. Mi se pare că s-a lucrat foarte mult la videoclipul acestei piese. S-a lucrat foarte mult atât ca timp, cât și fizic apoi la montaj. Duce într-o zonă de film, dacă ai observat videoclipul în sine. A fost o producție, cu adevărat. Vreo două locații absolut superbe, multe ore de filmări, multe. Și îți dai seama că sunt șase variante, iar varianta lo-fi care se va lansa e o premieră, cel puțin pentru noi, în sensul că a fost tras one shot. Da. Oh, wow. S-a dat drumul la cameră și s-a terminat piesa, ăla a fost clipul. Cum a ieșit, cum ne-am mișcat, deci, nu s-a mai repetat nimic. E alt videoclip, nu e adaptat. Da. Total, 100%. Pentru varianta low. Da. Asta original este filmat frumos, montat, editat. Da. Anesa, cum a fost la filmări? Zine un pic. Te-a chinuit sasul? Zine sincer acum. Nu, a fost un simpatic. Chiar a fost super suportiv. A fost emoționant. Mi-a plăcut foarte mult. A fost foarte obositor cumva, dar n-am simțit neapărat obosea. Câte ore ai filmat pentru varianta asta, uite, originală? Cred că undeva la 12 ore s-au filmat, dar a fost extraordinar de frumos, o experiență minunată datorită oamenilor care au fost acolo și au făcut parte. Mulțumim lui Silviu și lui Rine. Întregi echipe, da, că sunt mulți, o listă uriașă. O groază de oameni care fiecare a avut partea lui. Bun, vedem imaginile, găsiți clipul pe YouTube, Sasu și Anesa ajutor, tu ești de multe, îi postează acolo, Sasu apare și el într-o limuzină ca mafioții. În costum frumos, în acolo costum, elegant. Frumos. Da. Băi, n-a zice nimic de costum, eu chiar i-aș ruga, să uite că faza costumul, pe bune, nu e stilul meu, deci costumul, zice că sunt cel puțin un arab excentric, da? Dar vă zic o treabă, dar rămâne între noi, adică așa. Nu ne aude nimeni. Nu ne aude nimeni, stai și muzica, așa. Închide deci, microfonul. Deci fii atent aici, mă, pantalonii aia nu puteam să-i închid, frate, au stat în permanență de stici. Au legat cu o sfoară, ca să nu merge. Foarte tare, uite, din culisele videoclipului. Da. N-ai spune că videoclipul ăsta care arată foarte bine are în culise asemenea pățanii. Păi, așa e bine, să rămâi cu amintiri de genul. Excelent, vă dorim multă baftă cu piesa. Mulțumim din suflet. Nu știu dacă mă înjură Andreea Berghia sau nu acum, că o să citesc ce mi-a scris ea aici pe WhatsApp. A zis că ar merge o variantă cu versuri în engleză și ca sunet între originală și remix ceva. Deci Andreea va da de lucru în momentul ăsta. Remix, adică între radio și varianta melodic techno, deci, o variantă mai radio-friendly cu versuri în engleză. Mai există și varianta, evident, în engleză, radio version, dar dacă radio version ăsta trebuie să fie mai version, mai radio, așa, mai fac, dacă 6, ce are, putem să facem 7, 8. Ok, vezi, pentru Kiss, ce nu face Sasu pentru Kiss FM? Pentru Kiss FM întotdeauna. O a patra variantă. Evident, pentru Kiss FM. Dar fac varianta Kiss FM, cum ar fi? Nu, ar fi tare. Sasu și Anesa ajutor. Kiss FM version. Vezi că apăs pe butonul celălalt ca să schimbi tu... Așa, pe apasă? Când ne-am dat drumul? L-am stricat, nu? Hai, dă-i. Încă o dată. Nu vrea. Acum, nu vrea. Lasă-l de la tine. Lasă-i, okay? Mulțumim mult de tot pentru prezență. Baftă maximă. Te mai așteptăm. Vă mai așteptăm. Pentru că stați oricum neobișnuit cu piese pe bandă rulantă, variante, remix. Se anunță vara. E cu festivaluri. E cu nebunie maximă, nu? Absolut. De-abia aștept să vină vara asta. Nu mai, îți dai seama, după atâtea luni iarna în studio... Parcă vrei să mai ieși un pic, să respiri un pic de aer, să mai te întâlnești cu lumea, exact. Să faci ceva, cum ar veni. Ajutor, vreau la Tomorrowland. Adică, Anesa, cum a fost perioada asta cu promovări, cu televiziuni, cu radiouri, peste tot? Te-a dus Sasu peste tot? Chiar făceam glume pe Instagram, că peste tot mă duce Sasu. Dar mai rezici? Mai poți? Da, încă fără număr. Și mai aveți? Lista continuă, nu? Mai avem, da. Da, mai avem. Duminica viitoare. Și mai avem, ea duce, știi, nu știu cât mai duc eu. Și te-ai gândit să ieși la festivalul, la concerte? Evident, dar avem deja stabilit un spectacol, mă rog, un gig, unde va fi, evident, invitată și unde va cânta live. Avem chiar vreo 4 piese care trebuie pregătite pentru acel moment. Ce bine, ok. Bine, uite, aflăm lucrurile noi. Bravo, aplauze, baftă maximă și cu siguranță ne mai auzim la Kiss FM. Mulțumim!